Doamna și domnule, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării, aici pe Metropola TV. Îl salut pe invitatul meu din această seară, domnul Daniel Constantin, deputat PNL. Salut, Daniel, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ești aici. Ești pregătit, vreau să vedem o chestie, nici nu știu cum să o numesc. Zău, e ceva halucinant. Fii atent. Și avertizez pe toți cei de acasă, adunați familia, opriți orice altceva, pentru că trebuie să vedeți o secvență fabuloasă cu președintele american Joe Biden vorbind despre România. Vă rog să vă uitați foarte, foarte despre români și România. Vă rog să vă uitați foarte, foarte atent la această secvență de un minut, un mesaj semnat Joe Biden. Și o să vedeți de ce am făcut pauza asta așa, în mod intenționat. Trebuie să priviți acest mesaj, trebuie să priviți această secvență pentru că este fabuloasă și discutăm imediat pe marginea ei pentru că lucrurile se duc într-o direcție absolut bizar. Priviți acest mesaj al lui Joe Biden către români și România. Dear Romanians, I've heard that in your country, when someone runs out of money, they exchange 100 euros. But why don't they exchange $100, my fellow Americans? Did you know that everyone born in Romania is automatically granted a PhD in life? They know everything, are experts in everything, and there's nothing they can't do. Want to build a rocket ship? No problem. The average Romanian can do it with their eyes closed. Need brain surgery? Just ask the nearest Romanian, and they'll have it sorted out in no time. Romanians are never wrong. Even when they appear to be wrong, they're actually right. They can fix anything with duct tape and chewing gum, and they can debate any topic with the confidence of a seasoned politician. They are masters of every craft, from cooking to carpentry to quantum physics. Finally, I would like to thank Maria Iliescu from Suceava for warning me about Bill Gates's plans with vaccines and microchips. I will take actions. God bless Romania. Evident, o spun cu voce tare ca să audă toată lumea, este un deep fake, așa se numește această tehnică, dar gândiți-vă numai puțin la ce s-ar putea întâmpla în perioada campaniei electorale cu astfel de tehnici. Daniel, s-a ajuns la situația în care politicienii cred că trebuie să înceapă să se teamă realmente de această mașinărie generată, sigur, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru că nu-ți dai seama dacă este fake sau nu e fake. Adică, sigur, având în vedere tonul ironic așa din discurs, înțelegi că e ceva în neregulă. Dar dacă ar pune alte lucruri acolo, unele serioase, nu? Da. Nu, mimica este extraordinară. Astăzi a circulat foarte mult pe internet. Da, este fabulos. L-am primit și eu și l-am privit cu mare atenție. La început, pentru că erau câteva mesaje care păreau serioase, m-am uitat cu atenție ce se întâmplă. Dar, din păcate, cum să spun, suntem într-adevăr într-o perioadă în care inteligența artificială, gradul de realizare a acestor filmulețe devine din ce în ce mai real și autentic. Acum, eu mă amuzam pentru că, în timp ce vedeam, pentru că acolo regăsesc câteva chestiuni care sunt, până la urmă, dincolo de glumă, în cultura românilor. Da. Românii chiar se pricep să facă lucruri. Sigur că aici sunt exagerări, că primești doctorat și mai departe, dar am văzut de foarte multe ori cazuri, români inventivi, români care au obținut și brevete până la urmă, care din nimic, cu materiale puține, fără să aibă acces la materiale avansate, au reușit să facă foarte multe lucruri. Avem și o vorbă românească celebră, mă rog, așa că noi facem bici din orice. Exact, da. Adică ne regăsim oarecum acolo, dar într-adevăr este foarte periculos și cred că în perspectiva alegerilor din 2024 ar trebui să fim foarte atenți la genul acesta. Deci dacă în momentul de față se impune scrierea rapidă a unei legislații în încercarea de a combate genul acesta de fake news, pentru că, sigur, aici e vorba despre o parodie, să spunem, și e vorba de politicieni, dar oricând, dacă vrei să tragi pe cineva într-un scandal public, să spunem, poți realiza o astfel de secvență, îl duci în scandalul la public până apucă ăla să dezmintă, să spună că e un deep fake, să arate că nu e el în secvența respectivă, că n-a rostit el acele lucruri, s-a terminat. Dacă nu greșesc, cred că avem un soi de legislație în zona aceasta, iar altfel de legislație eu cred că trebuie să fie cu mare atenție promovată, pentru că îți amintești, cred, ai fost în Parlament și de multe ori zona aceasta de fake news a fost privită așa de societatea civilă. Toți au spus, domnule, cu mare atenție, pentru că publicul are nevoie de acces la informare. Corect, da. Și să nu existe abuzuri. Chiar și zilele trecute era un proiect de lege pe care
și premierul și domnul Bode au încercat să-l promoveze într-un anumit mod, lucrurile au ieșit altfel în dezbaterea publică și atunci proiectul de lege a fost, nu știu dacă retras, dar el n-a trecut. De aceea spun că atunci când vorbim de informare, trebuie să fim, într-adevăr, sunt absolut de acord că trebuie să clarificăm astfel de potențiale pericole, dar trebuie să o facem cu mare atenție astfel încât să nu îngrădim sub nicio formă accesul public. Mai pun doar un accent în dialogul ăsta al nostru, și anume că, sigur, când vorbim despre fake news, avem la un moment dat în spate, fie vorbim despre niște site-uri, fie vorbim despre niște, hai să spunem, podcast-uri și așa mai departe. Da. Bun. Dar aici poți să ai genul ăsta de discurs, să spunem, trucat, făcut la un nivel și Dumnezeului ce-o mai urma, da? Așa, iată care e nivelul, nu-ți dai seama că nu e Joe Biden cel real în această... Da, ce m-a bucurat că acolo scrie da, undeva... Da, e Fake Fusion Channel, exact. Da, adică e un avertisment. Dar gândește că el ar fi distribuit pur și simplu, aruncat în online și nu ți-ai dat seama de la cine vine, cine l-a creat, cu ce scop, dacă l-a făcut doar pentru distracție sau ca să manipuleze la un moment dat rezultatul în niște alegeri. Gândește-te că un astfel de clip, să spunem, cu un primar, da, apare în, când se cheie campania electorală, cred că vineri la ora 7. Da, da, în general, da? Da. Apare pe la 7 fără 10 minute, da? Și s-a terminat în momentul ăla și are timp să ruleze pe rețele de socializare vineri, sâmbătă, duminică. Și nici nu prea are dreptul la apărare. Adică... Și pe ce să mai aibă dreptul la apărare? Că el nu are voie să apară pe nicăieri. Mă rog. Eu sper ca lucrurile... Pe de o parte mă bucur că tehnologia avansează și cred că e bine că suntem în această zonă. Pe de altă parte, într-adevăr, cred că se impune o dezbatere publică, dar deciziile, spun încă o dată, ca în toate domeniile, și când vorbim de justiție și de alte lucruri, deciziile trebuie să vină cu pătat și după o dezbatere amplă. Da, vreau să-i rog pe colegii să mai pună o dată acest clip pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele în emisiunea de astăzi, așa că haideți să mai urmărim o dată. Repet, de data asta vă anunț, e un avertisment, este un deep fake, așa se numește această tehnică, prin care personalități ale vieții publice internaționale sunt, haideți să spunem, protagonistele unor trucaje extraordinar de bine realizate, în sensul în care nu e vorba doar de felul în care sunt ele imitate sau puse în scenă, că e o scenă, de fapt, cu ajutorul inteligenței artificiale, dar, așa cum vedeți, inflexiunile vocii, cuvintele, practic, e foarte greu să te prinzi, iertați-mi expresia ceva mai colovială, că nu e vorba despre adevăratele personaje. În speța despre care discutăm astăzi, despre care am vorbit, este vorba de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, cu un mesaj pentru România și români. Priviți! Dear Romanians, I've heard that in your country, when someone runs out of money, they exchange 100 euros. But why don't they exchange $100, my fellow Americans? Did you know that everyone born in Romania is automatically granted a PhD in life? They know everything, are experts in everything, and there's nothing they can't do. Want to build a rocket ship? No problem. The average Romanian can do it with their eyes closed. Need brain surgery? Just ask the nearest Romanian, and they'll have it sorted out in no time. Romanians are never wrong. Even when they appear to be wrong, they're actually right. They can fix anything with duct tape and chewing gum. And they can debate any topic with the confidence of a seasoned politician. They are masters of every craft, from cooking to carpentry to quantum physics. Finally, I would like to thank Maria Iliescu from Suceava for warning me about Bill Gates' plans with vaccines and microchips. I will take actions. God bless Romania. Și acum intrăm în discuțiile, haideți să spunem, locale, da, cele din Te simți confortabil în alianța PNL-PSD, în formula asta? Eu cred că era nevoie. Știi foarte bine viața politică și știi foarte bine că acum, atunci când s-a decis, nu exista o altă formulă. S-a încercat cu USR pentru că așa s-a pornit în campania din 2019-2020, că se va face un guvern PNL-USR. Din păcate, modalitatea de lucru în guvern a eșuat. Asta este realitatea la momentul respectiv. Au fost foarte multe discuții și nu cred că se putea realiza progres. Singura variantă matematică existând la momentul respectiv era cu Partidul Social Democrat. Acum, sigur că sunt și lucruri rele, dar trebuie să vedem și lucrurile bune. S-a asigurat o stabilitate într-o perioadă foarte dificilă. Veneam într-un moment în care societatea era temătoare. După pandemie, va
vaccin, lucruri care totuși la care oamenii aveau anumite semne de întrebare. Era nevoie de o stabilitate cel puțin politică, o stabilitate ce trebuia să transmită încredere cetățenilor. Sigur că unele lucruri se puteau face mai bine și în perioada de guvernare, și asta au spus-o cu toții. Nimeni nu este perfect, să spunem așa. Dar cred că pe ansamblu, în fața crizelor pe care le-am avut, și mi-am amintit și zona de energie, nu mai vorbesc de pandemie, că pandemia a fost oarecum până la momentul în care s-a făcut această alianță la guvernare, dar criza din energie, inflația, lucrurile acestea cât de cât au fost ținute sub control în această formulă guvernamentală. Nu e un pericol ca pe termen deja, iată, lung, că se pomenește de... O să vorbim despre momentul acestei rotații. Dar eu vreau să spun ceva. Acum, nu e vorba neapărat de mine. Eu, dacă ți-amintești, am fost unul din cei care au, alături de Crin Antonescu și Victor Ponta, au fondat Uniunea Social-Liberală. Deci eram oarecum eu personal familiarizat cu această colaborare stânga-dreapta. Da, dar era altul contextul, că era Traian Băsescu președinte și asta era o formulă de a-l contracara mai degrabă pe Traian Băsescu la acel moment. E adevărat. Și, da, și erau și alți lideri politici, altă... Da, dar în esență, zona. În esență, pentru că eu așa am înțeles întrebarea ta, în esență era vorba de o colaborare stânga-dreapta, da. De PSD și PNL, la momentul respectiv, și Partidul Conservator, care era într-o alianță atunci cu Partidul Național Liberal, ca partid de centru-dreapta, așa cum a fost el definit la momentul respectiv. Deci eu personal eram familiarizat. Erau însă foarte mulți colegi, unii dintre ei și sunt foarte mulți colegi, care au venit din zona Partidului Democrat, care era atunci adversarul universal, să spunem așa, la guvernare. Din acest, cred că lor le-a fost ceva mai greu, dar cred că au înțeles cu toții și cred că asta este până la urmă menirea unui om care vrea să fie om de stat, cum se spune în zilele noastre, să depășească anumite orgolii personale, ideologii și așa mai departe, pentru binele comun. Și cred că la momentul respectiv și acum, în perioada aceasta, asta e singura formulă care poate să ducă lucrurile mai departe. Da, sună și mai spun ceva, mai seducător, o chestiune, cum ziceam, da. Nu neapărat, nu vreau să sune seducător, dar e o chestiune dificilă, pe care și eu am criticat-o atunci. Și astăzi chiar spunea un lider care a venit în Parlament, zice, domnule, vis-a-vis de PNRR, asta e o haină pe care n-am croit-o noi, dar pe care trebuie să o purtăm noi și trebuie să arătăm și frumos în ea. Cam așa este, acum să nu supere că l-am citat, dar cam așa este. PNRR-ul este un, cum să spun, o piatră grea pe care o are această guvernare, pentru că anumite măsuri de acolo sunt greu de realizat, altele sunt impopulare. Și nu știu dacă ar exista în momentul de față o altă formulă guvernamentală, deci alte partide, care să gestioneze toate aceste greutăți. Sigur că eu am spus de atunci că sunt anumit, vorbesc de zona mea de agricultură, dar pot să vă vorbesc și de zona de mediu, că am fost și acolo câteva luni de zile ministru, pot să vorbesc și de alte zone, pe zona de pensii. Și vicepremier. Nu? Și vicepremier, deci, în ambele guverne. Poți să vorbești despre ce înseamnă, despre guvern ansamblului. De asta spun, sunt câteva lucruri dificile în PNRR și foarte greu de implementat, cu care n-am fost de acord. Sigur că astea sunt lucrurile bune, că acest guvern cred eu că poate să ducă mai departe PNRR-ul. Eu personal am și alte lucruri pe care le ridic în momentul de față. Pentru că s-a vorbit de o renegociere, inițial până la 30 aprilie, după aceea văd că se prelungește această renegociere a PNRR-ului, s-ar putea, din punctul meu de vedere, negocia și alte elemente. Și vreau să dau doar exemplu clasic pe care de care a vorbit toată lumea, de zona de irigații. Nu spun că de mâine Comisia Europeană ar spune, da, domne, dăm bani și la irigații. Poate că ar fi dificil să accepte Comisia acum o astfel de chestiune, dar ar putea să accepte o flexibilizare a PNRR-ului, astfel încât, dacă în anumite zone rămân bani, să-i ducem pentru zona de agricultură sau pentru alte zone unde banii s-ar absorbi mai repede. Pentru că dacă stăm așa, fără să... N-am citit cu mare atenție tot PNRR-ul, dar așa, pe diagonală, dacă îl citești, îți dai seama că sunt câteva zone în care nu se vor cheltui banii. Avem un timp extrem de scurt la dispoziție. Gândește-te că până la sfârșitul anului 2026 nu trebuie doar să contractăm. Trebuie să cheltuim banii și să avem și recepția făcută la toate lucrările. Deci asta înseamnă un timp extrem de scurt. De asta spun că e o provocare foarte mare. Altcineva n-ar putea să o facă. Și de asta spun că ar trebui ca în această perioadă, fără să dau lecții, că domnul Boloș chiar face o treabă bună acolo, ar trebui să flexibilizăm puțin lucrurile astfel încât să putem să mutăm eventual pe final banii în zone utile pentru economia românească, astfel încât să ne asigurăm că putem să atragem cât mai mult. Și nu vorbesc doar de bani gratuiți, pentru că sunt și împrumuturi acolo. Imediat. Vreau să te contrazic. Amical, ca să zicem așa, cu ajutorul unui titlu cules astăzi din Ziarul Financiar. Da?
și îi rog pe cei din regie să punem această captură pe ecran. Uite aici. Sigur, cacofonia, titlul o scuzăm, că era probabil un ziarist care a făcut școala ajutătoare de presă, nu școala de presă. PNRR se mișcă ca melcul, a scris el, da? Da? În ritm de mel, putea să spunem, da. Gradul de absorpție este de 0,3%. În total, în 2 ani, și mai sunt încă 2, ca să zicem așa, 3, hai până la momentul, da? A absorbit practic 600 de milioane de lei din totalul de 145 de miliarde de lei care ar trebui cheltuiți până în 2026, adică un grad de absorpție de 0,3%. Daniel, iartă-mă. Acum, înțeleg că, și nu vreau să te pun într-o situație de disconfort, așa, apropo de partenerii de guvernare și de propriul partid, dar dacă gradul de absorpție de 0,3%, Boloș ar trebui să plece acasă, pe care le-au dat mai devreme, să-și ia baligioara imediat. Din punctul meu de vedere, oricum face foarte mult PR politic și mai puțină treabă în minister. Dar e genul de personaj care vorbește așa frumos și toată lumea zice că este un ministru bun. Eu cred că e un ministru slab, dar e punctul meu de vedere. Și doi la mână, când ai un grad de absorpție de 0,3% în 2 ani de zile, când deja ai niște probleme mari și le admiți public că nu vei putea să cheltuiești banii, nu ești tu singurul care spune acest lucru pe anumite zone, da? O spune chiar premierul Ciucă la un moment dat, da? Înseamnă că lucrurile nu funcționează cum ar trebui. Da, acum eu nu știu cifrele exacte, dar eu știu că, uite, așa. Acum, de-aia n-am zis, nici n-am vrut să spun eu, am venit de la un ziar care e specializat sunt în așa două ceva. Elemente. Ziarul financiar, da, asta sunt este. Sunt două elemente. Da. Unu, că suntem în fața cererii de plată lui pe care urmează să o finalizăm și automat vor veni banii de acolo, deci suntem într-un grafic pe care noi l-am stabilit și lucrăm la cererea de plată 3. Și al doilea element, pe care îl spun din experiența proprie, am fost... n-am fost mai ministru, am fost și director general la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, deci cunosc tot ce înseamnă, mai mult decât atât, acum 20 de ani am negociat aderarea României pe capitolul 7, agricultura, acolo unde mă pricepeam. Și știu ce înseamnă relaționarea aceasta cu fondurile europene. Nu poți să ai în primul an un grad de absorpție mare, pentru că ai proiecte care necesită investiții, lucrări, pe care abia le contractezi. De aceea banii vin pe final. Gradul de absorpție crește foarte mult pe final. Nu pot să spun acum că am un grad de absorpție mare, de exemplu, pe reabilitarea clădirilor, pentru că nici n-am făcut un studiu, nici n-am făcut licitația, nici n-am contractat lucrarea respectivă. Astea vor veni pe parcurs. Deci eu cred că în momentul de față suntem puțin întârziați cu cererea de plată 2. Iartă-mă acum, David, și spun, dar gradul dacă de mă uit la ce suntem în grafic cu el. Nu știu, dacă mă uit la ce se întâmplă în alte țări ale acestei Uniuni Europene, au un grad de absorpție mult mai mare pe problemă. Nu știu să fie așa. Uite Spania. Da, eu nu știu să fie așa și depinde care sunt prioritățile. Dacă sunt mai mulți bani care au venit pe diverse, și noi am avut bani, de exemplu, la un moment dat, care au venit pe tichete pentru cetățeni. Acolo gradul de absorpție, cum să spun, imediat se materializează. Dar dacă avem foarte multe lucrări și gândește că aici noi avem, din cele 29 de miliarde, sper să nu greșesc, dar cred că sunt aproape 9 miliarde care merg pe infrastructura mare, pe autostrăzi. Nu poți să ai grad de absorpție din primul an. Până efectuezi studiile respective, contracte, da, știm, durează. Cele fezabilitate și așa mai durează. Deci de asta spun. Eu nu cred că acum ar trebui să tragem întotdeauna trebuie tras un semnal de alarmă, dar nu cred că trebuie să ne alarmăm foarte tare în acest moment, ci undeva la jumătatea anului 2024 cred că va trebui făcută o analiză foarte clară. Eu de asta am vorbit mai devreme de flexibilizare, astfel încât să vedem dacă pe anumite zone nu atragem. Nu vreau să dau exemple acum, că nu vreau să se supere, sunt mulți colegi care sunt astăzi în guvern și care am fost colegi. Și nu vreau să se supere cineva. Dar tu ai zis cineva. De a doua jumătate a anului 2024? La jumătatea anului 2024 cred că trebuie să facem o analiză. Știi ce va fi anul 2024? Un an foarte greu cu alegeri. Daniel, nu? Hai cred să fim serioși, pe bune. Deci, eu fac meseria asta ca ziarist de vreo 30 de ani, am fost și vreo 4 ani de zile în Parlamentul României. Tu ești om implicat în politică de asemenea de 10 de ani, da? Într-o formă sau alta, inclusiv în administrație. Știi bine că în anii electorali, cum să spun, guvernarea aia, nu că merge cu frâna de mână, uneori e chiar pusă între paranteze. Apar mari probleme în a aduna parlamentarii chiar la un moment dat în sălile de plen, dacă e de votat ceva. Miniștrii sunt și implicați în campanie, unii dintre ei fiind și președinți de partid. La solicitarea PNL-ului de a face alegeri comasate. Și că nu se poate. Stăm... Bun, acum... Iartă-mă, se poate sau nu se poate? Iarăși este o nebunie în lumea politică din România, adică eu putem face sau nu? Eu spun părerea mea. Eu cred păi tu să spui că se poate face, ca așa zis PNL-ul. Repet, eu sunt inginer zootehnist, nu așa. Sunt jurist, nu sunt constituționalist, cu atât mai puțin. Dar încă o dată, eu din experiența pe care o am politică, cred că anumite alegeri pot fi comasate. Sigur, nu poți să te atingi de europarlamentare. Da. Sigur că nu poți
parlamentarele să le aduci mai devreme de decembrie, dar nu te împiedică nimeni să duci localele pe anumite motive bine fundamentate, într-adevăr, și aici cred că e de datoria celor care sunt în partide și așa, în comisiile juridice, să găsească aceste motive întemeiate. Dar teoretic... Deci tu spui locale cu parlamentare? Localele se pot duce cu parlamentarele sau se pot duce cu prezidențialele. Hai să ne facem un exercițiu de imaginație, dacă vrei. Pentru locale cu parlamentare, o să ai așa, buletin de vot pentru Senat, buletin de vot pentru Camera Deputaților, pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean, pentru primar, pentru președintele de... Sau lasă, nu se mai alege de... Ba da, de Consiliul Județean. Da? Deci 6 buletine de vot. Acum, stai puțin, nu tragi. Da? Gândește-te la Țața Floarea, da? Care primește la un moment dat 6 buletine de vot și este pusă să voteze în cunoștință de cauză. Pe bune? Bun, este un exercițiu dificil pentru anumită parte a populației, dar în egală măsură, dacă ne uităm, facem o comparație până la urmă, trebuie să alegem care e varianta cea mai bună. Dacă ne uităm la ce ar însemna alegeri la termen pentru toate, gândește-te în luna mai anul 2024, europarlamentar. Da. Aprilie-mai... S-a terminat. Nimic. Practic, suntem în campanie. Avem în septembrie, că am avut în septembrie 2020, nu, alegeri, o să avem în septembrie locale. Da. August, septembrie, 2 luni. Deci avem 4 luni până în momentul de față de campanie și corect, de... Da. Și până la sfârșitul anului tot așa. Deci până la octombrie și noiembrie și decembrie până la urmă vor fi... Parlamentare și prezidențiale. Deci gândește ce înseamnă anul 2024 din acest punct de vedere. Nu neapărat că nu se lucrează, dar e o incertitudine și știm foarte bine ce se întâmplă în anumite instituții. Și dacă ar fi să comasezi... Se schimbă șeful. Și dacă ar fi să comasezi localele cu parlamentarele. Bun, ce se întâmplă de fapt? Crezi că salvăm foarte mult din ceea ce înseamnă anul guvernării 2024? Nu salvăm. Toată lumea va fi oricum atentă la ce se întâmplă din perspectivă electorală. Dar există o șansă ca din mai până în noiembrie lumea să fie concentrată pe ceea ce înseamnă guvernare și locală și centrală. Din iunie încep concediile, până în septembrie nu crește nimic în țara asta. Se lucrează în lunile, teoretic în lunile iulie și august. Parlamentul e în vacanță, e la revedere, n-are niciun fel de treabă. Guvernul este, își mută ședințele de guvern mai pe la Neptun. Daniel, nu vreau să fiu răutăcios. Admite că e al naibii de complicat până la urmă să gestionezi un proiect atât de important cum este absorbția fondurilor din PNRR și îndeplinirea jaloanelor din PNRR într-o perioadă în care tu practic deja ai intrat, dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața politică, în campanie electorală. Încă o dată, sunt absolut de acord. Sunt exerciții dificile și comasarea alegerilor și absorbția de fonduri europene. Dar cred că în această complexitate trebuie să alegem varianta care este cea mai potrivită. Și asta, aici eu cred că va fi, de asta spun, unii spun că se poate, alții că nu se poate, cred că și factorul politic va cântări foarte mult. Adică, acum vorbim pentru noi și pentru cei care ne urmăresc. Cred că fiecare partid își va face și o analiză internă din punct de vedere politic. Sau nu-i convine. Din punct de vedere politic, nu numai din punct de vedere al elementelor pe care noi le-am discutat. Eu acum le-am prezentat pe toate. Cum văd eu lucrurile? Acum nu decid eu că nu sunt acolo la decizii. Dar experiența mea asta îmi spune, cu cât avem mai puține rânduri de alegeri, cu atât cred că va fi mai bine. Pentru că, încă o dată, un element extrem de dificil și cred că e unul din elementele care au unit aceste partide este acela de a duce mai departe acest PNRR. Nu spun necunoștință de cauză. România, în momentul de față, este stabilă, dar este stabilă economic, în primul rând, sau și datorită, să spunem așa, și datorită fondurilor europene pe care noi le avem la dispoziție. Gândește-te ce au însemnat, și aici, fără să mă refer la alte zone, mă refer la zona de agricultură. Ce au însemnat fondurile europene pentru agricultură? Accesul din 2007, noi practic am aderat, apropo de grad de absorție acum PNRR 0,3, noi am aderat la Uniunea Europeană în 2007. În 2009 cred că avem grad de absorție 0. Eram în documente pe care le pregăteam și așa mai departe. Dar din 2009 până în prezent, fondurile europene au ajutat agricultura românească să vină doar un element de la 7 milioane de tone de cereale la 33 de milioane, cred că am avut în anul de referință pentru agricultură 2019. 33 de milioane, deci o creștere de aproape 4 ori. Despre asta este vorba, pe care am avut-o și din punctul meu de vedere... Dacă am avea și sisteme de irigație, ar fi și mai bine. Dacă am avea sisteme, de asta am vorbit de fiecare dată și a fost un element, sigur, nu vreau aici să știu cum e cu lauda de sine, dar a fost un element definitoriu al mandatului meu. Pe lângă reducerea TVA-ului, ți-amintești, care am făcut atunci de la 24 la 9% și toată lumea spunea, domne, nu o să mai avem încasări la bugetul de stat, nu o să se vadă în prețuri. S-a văzut în prețuri, dar evident că în timp, în 2-3 ani de zile, acolo s-au egalizat oarecum lucrurile,
Dar iată că astăzi nimeni mai vorbește din zona de finanțe, domne, n-avem încasări la buget pentru că am redus TVA-ul. A fost o măsură nu bună, ci foarte bună, care a ajutat industria alimentară și atunci m-am bucurat că am găsit înțelegere politică, nu doar cum vroiam inițial alimentele de bază, ci pe tot lanțul de producție, de la inputuri până în restaurant. Astăzi în restaurant, mâncarea pe care o servim este cu 9% TVA. Și cred că asta a ajutat pe da, toată lumea. Mâncarea pe care o cumpărăm astăzi este o mâncare al naibii de scumpă. Dar ca să mă întorc, că nu vreau să trec peste irigații, irigațiile au fost un element extrem de important și trebuie să fie important. Nu vorbesc doar așa. Uite-te ce se întâmplă astăzi cu Ucraina, cu cerealele de acolo. Să revenim un pic la irigații, că ai zis că să punem pe chestia asta. Avem sau nu avem până la urmă? Eu înțeleg că nu avem încă. România are, a moștenit din perioada comunistă cel mai mare sistem de irigații din Europa Centrală și de Est. Asta este realitatea. Un sistem făcut de englezi în anii 69-70, care trebuia să deservească aproape 3 milioane de hectare. Niciodată nu au fost irigate 3 milioane de hectare, dar erau irigabile. Din păcate, din anii 90 până în anul undeva 2004-2006 și așa mai departe, toate sistemele au fost lăsate. Eu am făcut când am fost acolo și câteva controle, corpul de control, și am găsit în jurul orașelor mari din România pontoane, cartiere de case, restaurante făcute pe infrastructura de toate irigație. Toate gardurile din satul bunicămii s-au făcut după 1990 din țevile de la irigație. Și a fost scos din pământ pe zona asta. Din acest motiv am ajuns să irigăm din ce în ce mai puțin. De asta, în anul 2012, când am preluat mandatul, am găsit 60 de milioane de euro în PNTR-ul 2007-2013. Atât aveam pentru infrastructura secundară. Am suplimentat atunci, dar mai important, am cerut pentru 2014-2020 încă 435 de milioane ca să facem toată infrastructura secundară, care fusese cedate la organizațiile de udători. Stai, renunță la limbajul birocratic. Spune până la urmă ce s-a întâmplat. S-au făcut la vremea respectivă? Am alocat din fonduri europene peste 400 de milioane și din o lege pe care am aprobat-o în Parlament în 2015, încă 1,060 de milioade de euro. Și de ce ne tot văităm că nu avem? Cele 435 de milioane au fost folosite în totalitate. Deci oamenii au atras fonduri europene și au reabilitat infrastructura pe care o au, dar din păcate ea nu e conectată la infrastructura principală. Din acel miliard de euro, până în momentul de față, am cerut eu în toamnă de la minister ca să vedem cât s-a cheltuit până acum, sunt 300 și ceva de milioane de euro care s-au cheltuit, s-au plătit, s-au recepționat. Deci suntem la 30%. De asta vorbesc și de asta toată lumea spune, domne, aveam nevoie de încă cel puțin 700 de milioane, 800 de milioane de euro, numai pentru irigații, nu vorbesc de desecări și alte zone, din PNRR. Și România își rezolva această problemă. Devenea, nu că n-ar fi o forță, e o forță în agricultură, trebuie să recunoaștem, în agricultura mondială, dar devenea o forță și mai puternică și se consolida pe această zonă de exportator important de produse agroalimentare. Când închidem tot cercul ăsta? Adică... Păi, nu știu ce să spun. Eu, știi cum e? Din păcate, nu e doar o vorbă că în momentul în care se schimbă în ministrul... În Comisia de Agricultură nu vine Daia să vă spună, să mai nu știu vine, ce să spun. Domne... Mai vine, dar încă o dată, un ministru care nu are o forță politică nu poate să obțină un buget foarte mare și nu poate adică să găsească... Daia nu are forță politică? Eu nu spun asta. Eu spun că, în general, în ultimii ani, la agricultură pe zona de irigații s-au alocat în jur de 100 de milioane de euro anual. Asta este realitatea. N-au fost bani, nu s-a vrut, nu știu să spun mai mult decât atât. Dar eu spun un singur lucru. Legea în Parlament care s-a votat, cred că a fost unanimitate, atunci s-au făcut un singur vot împotrivă, spunea că programul trebuia să înceapă în 2016 și să termine în 2020. 5 ani de zile. Creștea suma de la 100 și ceva de milioane anual până la aproape de 300 de milioane în ultimul an. Astăzi, la 3 ani de când trebuia să finalizăm, suntem la 30%. Asta e realitatea. S-a prelungit acum perioada, am înțeles, până în 2027, ca să avem timp să reabilităm. Deci mai devreme sau mai târziu se va face, dar orice an pierdut, ce înseamnă? Seceta, anul trecut s-au plătit, cred că, aproape 200 de milioane de euro, dacă nu greșesc. Despăgubiri. Banii aceia, dacă se duceau în irigații, nu mai plăteam despăgubiri. Vreau un răspuns simplu la o întrebare care, mă rog, are nuanțe complicate și am pomenit ceva mai devreme. De ce mâncarea în România, în condițiile în care avem, vorba aceea, tot ce ne trebuie în țara asta, e atât de scump? E foarte simplu, pentru că am avut această criză energetică. Criza energetică, nu vorbesc doar de energie, mă refer la electricitate, vorbesc și de combustibil. Toate aceste lucruri au dus la scumpiri pe lanț.
inputuri, ca să aduci inputuri din, nu știu, Ucraina sau din altă țară, trebuie să le aduci cu mașina, motorină, benzină, te costă din ce în ce mai mult. Nu? S-au dublat la un moment dat, aproape că s-a dublat prețul la combustibil. Asta s-a transpus chiar în inputuri. Fiind inputurile mai scumpe, sunt cum să spun, și lucrările mai scumpe. Fiind și lucrările, dar dacă inputurile sunt mai ieftine, poate să fie mâncarea mai ieftină? Da, eu cred că, uite, mă gândesc pentru așa a răspunde simplist da. La întrebarea pe care mi-ai adresat-o, din cauza crizei din energie, avem astăzi o hrană mai scumpă. Și nu numai asta, o contribuție mai mică a avut-o și pandemia, pentru că îți amintești, în perioada de pandemie, au fost foarte multe firme de transport internațional care au aruncat la fier vechi containere, pentru că nu s-au mai făcut 2 ani de zile, de când n-aveau niciunde să le țină. Și automat transportul n-a mai venit într-o lună, a început să vină în 5 luni, în 6 luni, asta înseamnă costuri mai mari. De asta avem mâncare mai scumpă astăzi. Noi producem bine, poate chiar mai bine decât în trecut, dar din cauza costurilor foarte mari de producție, sigur că au fost și, trebuie să recunoaștem, au fost și anumite zone, segmente, în care oamenii au vrut să dea lovitura. Și au scumpit mai mult decât speculă. Ar fi da. Da. Mă gândeam însă, apropo de input-urile de care pomeneai, că uite, odată cu cerealele ucrainene, care au venit la prețuri mult mai mici decât cerealele românești, și multe dintre ele au fost folosite pentru a furaja vaca, porcul și ce o mai avea pe noi prin țară, mă gândeam că fiind prețul poate cu 30% mai mic la cereale, da? Deci input-ul era mai mic în procente cu o treime, dom'le, ar fi trebuit și carnea de porc, de vită, cârnațul, parizărul, șunculița să fie mai ieftin, nu cu 30, măcar cu un 20%. Din contră, ele chiar și într-un astfel de context au continuat să crească. Deși nu ești de specialitate, întrebarea e una foarte bună și n-ai adresat-o numai tu, eu din câte știu și comisarul european. În momentul în care s-au dus, mulți oameni au întrebat, dom'le, dar dacă aveți produse din Ucraina mai ieftine, de ce nu s-a ieftinit pâinea sau alte? Răspunsul este, cum să spun, nu știu cât de mult convinge, dar asta este răspunsul. Grâul care a venit nu este de calitatea dorită pentru panificație. Ca atare, nu s-a putut folosi în panificație, el s-a folosit în hrana animalelor. Mai mult decât atât, cantitățile, deși au fost unele importante, nu au avut un procent atât de mare încât să influențeze semnificativ. Și ele sunt pe o perioadă scurtă. Omul nu își face o proiecție și negociază cu un hipermarket, să spunem, unde vinde un produs, pe un an de zile. Nu poate să spună. Tu ții cursul în momentul de față? Nu, iartă-mă, tu ții cursul în momentul ăsta. Cum adică? Ăștia au luat cereale la un preț foarte mic. De aici și tot scandalul. Fermierii români au intrat în faliment din cauza acestui preț de dumping la care au venit cerealele. Fermierii pentru cultura mare. Da. Despre asta este vorba. Da. Încă o dată. Eu, ca a fost ministru al agriculturii, dar și ca om politic, eu cred că soluția este să găsească un echilibru astfel încât și cetățeanul să aibă acces la un preț pe care și-l permite, dar în egală măsură fermierul din țara noastră să poată să obțină un minim de profit. Dar dăm răspunsul tău, de ce, al tău, nu al Comisiei Europene, de ce în condițiile în care o bună parte din aceste cereale au rămas în România, au ajuns să furajeze? Presupunem că n-am intrat în panificație, deși eu cred că am mâncat la covriș merdenele și așa mai departe din grâu ucrainean, ne-a ieșit și pe urechi până la ora asta. Dar să zicem că au fost doar furajate animalele. De ce în condițiile astea, când materia primă pentru creșterea porcului, a gâștelor, a găinilor și așa mai departe, a fost la un preț mai mic, de ce n-a scăzut prețul acestor produse? Inflația... Eu să încerc un răspuns. Acum nu știu dacă vrei să-ți dau un răspuns de genul că unii au vrut să maximizeze profitul. Poate fi și acesta un răspuns. Nu știu, poate fi. Poate fi un răspuns. Nu știu în ce procent. Dar din punctul meu de vedere, oamenii care au cumpărat, în special pentru zona de zootehnie, și-au făcut o proiecție pe termen lung și a spus, domnule, chiar dacă nu scad acum prețul, nu-l mai cresc în perioada următoare și au optimizat oarecum costurile de producție pe o perioadă mai lungă de timp. Despre asta este vorba. Și ne uităm că poate că au avut dreptate, pentru că există acum acest blocaj pe care îl avem. De astăzi, astăzi s-a publicat decizia Comisiei Europene, chiar dacă s-a luat în trecut, de astăzi intră în vigoare, pentru că astăzi s-a publicat în jurnalul oficial. Decizia asta? Decizia Comisiei Europene spune că se suspendă pentru 4 produse importul din Ucraina în țările care au făcut acest demers. Sunt 5 state. Demersul a fost unul complicat pentru că... Suntem și noi acolo? Suntem și noi, sigur că da. Dar demersul a fost unul complicat pentru că
Polonia, Slovacia, chiar și Ungaria, dacă nu mă înșel, au luat pe cont propriu și au luat o decizie, chiar dacă sunt parte a Uniunii Europene, au luat o decizie unilaterală de stopare a importului, în condițiile în care Comisia avea un acord de asociere cu Ucraina. Și Comisia zilele trecute, de asta s-a întârziat această publicare, pentru că a încercat să-i convingă și a reușit într-un final să renunțe la această decizie unilaterală pe care au luat-o în favoarea unui acord comun. Sunt patru produse, grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță, care sunt interzise. Era și uleiul de floarea soarelui, dacă nu mă înșel, la un moment dat. Acolo lucrurile au intrat doar într-o zonă de monitorizare. Dar pentru aceste patru produse s-a suspendat importul, deocamdată până pe data de 5 iunie, pentru că până atunci funcționează un regulament european, urmând, existând această înțelegere, ca ulterior să se prelungească, dacă nu se schimbă ceva fundamental și nu văd ce se schimbe. Cred că pentru producătorii... Și acum ei ce or să facă ucrainenii cu aceste produse? Pe unde le vor tranzita? Ucrainienii pot să tranziteze prin România. A. Nu e vorba de nu mai au voie să lase aici niciun fel de... Despre asta este vorba. Și acum au fost și anumite lucruri care s-au întâmplat și pe lângă. Păi, acum iartă-mă, până acum aveau voie să le lase? Că din câte știu, nici până acum nu aveau voie să le lase în România. Ele erau destinate tot așa unui tranzit prin țările de care vorbim mai devreme? Nu. Decizia Comisiei Europene a fost, în afară de tranzit, a fost aceea de a permite, de a da taxele jos pentru o anumită perioadă, prin acordul de asociere care s-a semnat, dacă nu mă înșel, în 2017, între Comisia Europeană, între Uniunea Europeană, până la urmă, și Ucraina, s-au stabilit anumite contingente pentru care nu existau taxe. Ele nu puneau probleme pe piața unică, pe piața din care facem și noi parte. Însă, în contextul războiului, acele taxe au fost date jos. Acum s-a interzis importul, indiferent că sunt cu taxe, fără taxe, pentru o perioadă limitată. Vedem cât va fi ea. Dar eu cred că pentru producătorii în țara noastră e foarte important ca în această perioadă pagubele au fost foarte mari și chiar dacă azi au apărut niște sume, 30 de milioane, România în sfârșit are măcar o reparație morală. Pe lângă cele 10 milioane care s-au dat anterior, astăzi s-a publicat decizia cu încă 30 de milioane care vor fi alocate României și care, din câte am înțeles, și pagubele fi... de vreo 200 de milioane, le-au calculat fermier. Eu am vorbit cu un fermier mare care lucrează câteva zeci de mii de hectare și care mi-a calculat niște sume amețitoare, ca pierdere, ca potențială pierdere, că la urmă despre asta vorbim. Nu știu care, adică putea să vândă la un preț mult mai mare, putea să maximizeze... Un domn Mihai Angel, la un moment dat, care lucrează o suprafețe foarte mare de fermier mare, mare și care spunea la un moment dat, dom'le, nu că 10 milioane, 30 de milioane, de la 200 de milioane de euro în sus putem vorbi despre juste despăgubiri pentru România numai și chiar și în condițiile astea v-ar zis că mai e loc și mai mult de 200 de milioane și atunci... Da. Cum să zic, asta am spus. Indiferent care ar fi sumele, ele nu pot să compenseze pierderile, pentru că aici, Robert, ideea este așa, în agricultură sunt foarte mulți fermieri care au căpătat experiență. Pe zona de zootehnie, acolo lucrurile nu au funcționat foarte bine. Pe zona de producție mare, fermierii au căpătat experiență, au adunat produse, au adunat tehnologie, odată cu accesul la fondurile europene. Mulți dintre ei s-au gândit, domnule, nu mai vindem la recoltă, că asta era marea problemă. Vindeau de pe câmp, direct, la un preț foarte mic. Beneficiau mari traderi, care, până la urmă, fac comerț. Nu putem să-i vinovățim nici pe ei. În timp, fermierii și-au făcut silozuri. Au investit din surse proprii sau fonduri europene, au făcut silozuri. Și păstrau acele produse peste iarnă, când ele nu mai existau pe piețele internaționale și prețurile creșteau. Anul acesta s-au văzut cu pierdere. Au vândut în lunile ianuarie-februarie cu preț mai mic decât au vândut la recoltă în lunile iunie-august, ca să spunem așa. Asta e marea pierdere pe care au suferit-o. Și aici cred eu, cu asta închei, cred eu că aici acest lucru se putea anticipa. Adică nu vreau să critic pe nimeni, dar asta era o decizie care, în momentul în care s-a luat de Comisia Europeană, că nu s-a luat acum, s-a luat decizia, că nu mă înșel, în septembrie. Atunci cineva trebuia să gândească, domnule, ce vor face oamenii cu produsele pe care le au atunci când aceste produse din Ucraina vor invada și piața românească? Tu ești un politician foarte politicos, așa, în chestiunile astea, când, de fapt, ar trebui să arăți cu degetul către Ministrul Agriculturii, către domnul Daia. Că tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, în cum micul și la nivel european. Păi și la nivel european, acolo mai vorbim, că ea sunt, nu vreau să rostesc vorbe grele. Dar într-adevăr, aici ai dreptate, România, ca să ne înțelegem, este un competitor cu Ucraina și Rusia la Marea Neagră pentru exportul în țările arabe. Bineînțeles. Noi aici trebuia să ne protejăm oarecum. Deci în momentul în care s-a creat o facilitate pentru un competitor, nu vorbim de război, că acolo toată lumea manifestă empatie. Și o știu direct că am fost deputat de Constanța, când în portul Constanța a sosit
primit ordin de la guvern să se facă loc navelor ucrainene și au fost îndepărtați din danele portuare, din locurile respective unde se încarcă navele, parteneri ai portului Constanța, cu care portul Constanța face afaceri încă de dinainte de 1989, din anii 70, din anii 80, deci oameni care de 50 de ani își încărcau acolo navele și care s-au venit văzut puși în imposibilitatea de a mai face încărcarea navelor, pentru că le-a spus căpitenia portului: bă, băieți, avem ordin de sus, de la guvern, să facem loc ucrainenilor. Ce puteau să fac? Adică România, iartă-mă, a jucat foarte prost meciul acesta al protejării capitalului autohton, al relațiilor comerciale importante. Se putea face și alte lucruri, se puteau crea culoare diferite. Dar spune, domnul, cozile... de-aia rămâne, portofoliul rămâne al PSD și la rotația guvernamentală? Îți mărturisesc că nu știu. Dacă mă uit pe protocol, el teoretic rămâne în zona PSD-ului. Că la protocol se schimbă doar anumite ministere, Ministerul Justiției, Finanțe, Transporturi, fonduri europene, cum au fost ele cuplate, SGG-ul. Agricultura n-a fost trecută la protocol acum un an și jumătate pe rotativă. Da, acum nu știu, că m-a auzit aseară pe domnul Ciolacu că se mai fac anumite ajustări. Acum nu știu. Acum întreb și eu, s-a vorbit inițial despre rotația guvernamentală în aprilie, după aceea s-a avansat termenul mai la început, după aceea mai pe la mijloc, acum înțelegem că s-ar putea să fie până la finalul lunii mai. Există încă ezitări? Vreau să înțelegem clar, apropo de acest episod. Am văzut o determinare aici și acum reamintesc. S-a semnat protocolul de colaborare pe 24 noiembrie 2021, dacă nu mă înșel. Pentru un an și jumătate. Deci termenul se împlinește pe 20... Niciodată nu s-a vorbit de alt termen, de aprilie sau de altceva. Au fost speculații în presă. La un moment dat se vorbea de septembrie. Nu. Întotdeauna s-a vorbit de 24 mai, dar pentru că pe 24-25 sunt câteva evenimente importante, s-a spus, dom'le, în jurul datei de 24-25. Ce evenimente sunt pe 24-25? Păi și ziua Partidului Național Liberal, printre alte evenimente. Și atunci lucrurile sunt... Da, sunt mai multe. Și nu se putea sărbători ziua PNL cu o pierdere a guvernării. Acesta este elementul. S-a agreat ca până la data de 1, din ce am văzut acum în ultimele zile, ca până la data de 1 iunie, nou prim-ministru și nou guvern să fie deja în funcție. Domnul Ciolacu să fie nou prim-ministru? Conform protocolului, da. Scrie asta în protocol că este... Nu, din partea Partidului Social Democrat, iar în interiorul Partidului Social Democrat s-a luat decizia, au o decizie votată în BPN-ul lor, sau cum se numește, forul de conducere. Că va fi domnul Ciolacu. Acum, dacă își schimbă, dar n-am auzit așa ceva și nu cred. Cred că domnul Ciolacu va fi. Dacă mă uit pe Constituție și pe tot ce înseamnă, nouă prim-ministru, după ce este desemnat, după ce primește mandatul de la președinte, are un termen de 10 zile să-și facă echipa. Deci dacă ne uităm de la 10, de la 1 iunie, când se dorește a fi funcțional și dăm timpul în urmă, sigur că sunt maxim 10 zile, pot fi mai puține. Dar asta înseamnă că undeva după 20 mai, ridică, probabil că va fi... Bine, înțeleg că PSD-ul e altă bucătărie. O să, când o să vină aici un domn de la PSD, o să-l întreb. Dar vreau să înțeleg de la PNL. PNL intră cu o, cu totul altfel de formulă ministerială, să spunem, în noua garnitură guvernamentală. Adică s-a vorbit despre aducerea unor grei în, de ce nu și Daniel Constantin, uite, în actul, în zona guvernării. Da, mulțumesc foarte mult. Nu s-a discutat despre lucrurile acestea, cel puțin în forul ceva mai extins. Poate s-au discutat păi în, e 2 mai în, deja. Adică... în forurile. Eu, în primul rând, cred că premierul, care și președintele partidului, va face o evaluare a miniștrilor care au fost în guvern și se va vedea în ce măsură se va continua sau nu. Dar premierul însuși mai rămâne în guvern sau se duce ușor-ușor spre Senat? E o discuție pe care probabil o au... Oameni buni, dar iartă-mă, e 2 mai, spun din nou, mai sunt 2-3 săptămâni și trebuie să faceți mutarea asta. Eu păi nici până la ora asta nu se știe. Eu cred că toate lucrurile vor fi comunicate la când? Momentul potrivit. La momentul potrivit. Dar asta nu e politică. Paralelă. Asta pare o chestiune din asta făcută așa la hai să vedem cum jucăm repede și cu niște negocieri de numai a pace guvernamentală nu seamănă ceea ce se întâmplă în momentul de față. Deci, încă o dată, eu știu un singur lucru, că se dorește să se face o tranziție lentă, adică așa am văzut, că atare nu se va discuta dinainte, nu încep negocierile în partid, cine dorește să meargă, cine nu dorește să meargă. Sigur că poate sunt mulți doritori, poate sunt mulți care... Tu ți-ai dorit să fii în guvern? Eu niciodată, pentru astfel de chestiuni, niciodată nu pot să spui nu. Dar nu am avut absolut nicio discuție, pentru că nu este, repet, ministerul nu este la noi. N-am avut nicio discuție pentru Ministerul Agriculturii, absolut nicio. Păi ce, poate la mediu?
Că înțeleg că UDMR-ul s-ar putea să nu aibă loc în noua formulă. Nu știu nimic despre aceste negocieri și nici nu sunt mandatat. Și dacă ai nu sunt mandatat. Păi tu trăiești în PNL-ul ăla, nu se poate. Eu și o bătălie. Politica are și dimensiunea asta a jocurilor politice. Dincolo de, sigur, de activitatea omului politic în comisiile de specialitate în Parlament, nu știu ce, da? Sunt jocurile politice. Cu cât se fac mai, cum să spun, mai... Subteran? Nu neapărat subteran, dar nu la vedere, cu atât mai bine, pentru că nu cred că ar fi funcțional un minister în care se știe acum, de pe data de 2 mai, că la 1 iunie va fi un alt ministru. De ce? Oricum oamenii știu că va fi un alt ministru. Nu știu. Păi vorbeam de Ministerul Agriculturii. Dar așa. Ministerul Agriculturii, dacă rămâne la PSD, așa e conform protocolului, rămâne la PSD, e posibil să rămână domnul Daia, nu? Eu cred că... E posibil să vină altcineva. Oamenii lucrează. Lucrurile funcționează, pentru că nu s-a vorbit de o schimbare. N-ar fi corect să vorbească acum cineva, chiar și viitorul prim-ministru Ciolacu, am văzut că s-a abținut foarte des și cred că n-ar fi corect să spun acum, domnule, am de gând să schimb acolo. O lună de zile nu s-ar funcționa. Da, mărturisesc că astfel de chestii... Eu am fost acolo. Pe mine mă depășesc, nu înțeleg de ce să nu există o chestiune. Tot vorbim mereu despre predictibilitate, despre... Robert, adică, să spun, uite, îți dau exemplu personal. Te rog. Din asta am acumulat în anii aceștia o experiență politică. În noiembrie 2015 și-a demisia guvernul Ponta. Uh-huh. Pe 5, dacă nu mă înșel. Da. Și-a demisia premierul. Guvernul a rămas până undeva, cred că pe 19-20. N-a mai fost o activitate intensă. O spun personal. Da, era altul contextul, Daniel. Dar au fost atunci două săptămâni. Păi, dar și acum suntem. Bun, noi am mai trecut prin chestiunea asta. Și în 2009 eram director general la APIA. În momentul în care s-a schimbat, a plecat Ilie Sârbu și a venit Berceanu, care era la Ministerul Transport. Acum sunteți într-o frăție politică, PNL și PSD. Adică nu vorbim despre schimbări bruște, bă, vine unul și ne dă afară. Că dacă țipă un penelist că îl dă afară noul ministru, să iscă un scandal, even dacă penelistul ăla e și puternic așa, sau e pila cuiva puternic, știu ce, să iscă vreun scandal, n-ai bine, la nivel de coaliție. Și atunci toată lumea o să umble cu mănuși. Deci nu cred că ar fi o tulburare teribilă în ministere dacă s-ar afla că în locul lui Daia vine Daniel Constantin de la PNL. Adică n-ar zice, bă, stai puțin, până la urmă, cele două partide sunt la guvernare, nu sunt unul în opoziție, nu se schimbă ceva componența politică a guvernului. Nu, e o chestiune. Experiența practică a arătat altceva și de asta am susțin în continuare punctul de vedere. Da. Nu este doar o lozincă, pentru că o spun mulți colegi în perioada asta, repet, de la președinți de partid până ceva mai jos. Dom'le, n-ar funcționa ministerul. Eu o spun din experiența mea practică și de asta o susțin în continuare. Teoria sună foarte bine, așa cum ai spus-o, practica nu se întâmplă așa. Practica ne omoară de fiecare dată. Zi-mi un lucru bun pe care l-a făcut guvernarea asta în ultimele 6 luni de zile. Uite, plafonarea prețului la energie. Asta se pare lucru bun? Ești într-un partid care se numește Partidul Național Liberal, economie de piață, capitalism, bla 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 bla, ăsta nu mai are nicio plafonări. Este adevărat, dar pe de altă parte era nevoie de o intervenție, pentru că dacă nu se făcea această intervenție, inflația de care vorbim astăzi, că oricum este mare, era la un nivel de nesuportat pentru cetățeni. Doi, s-a încercat și nu sunt multe țări în perioada aceasta, chiar și de pandemie, din 2020, mi-amintesc creșterea de salarii, creșterea de pensii în septembrie 2020, pe care a realizat-o Partidul Național Liberal, atunci fiind la guvernare cu USR, dacă nu mă înșel, și împotriva voinței multora. Creșterile acestea au fost benefice și dacă stăm să ne uităm pe cifre, nu știu cât de multe își permitea nici măcar România. Dar a fost această responsabilitate față de cetățeni să venim cu veniturile și din salarii și din pensii la un nivel corespunzător cu ceea ce... Sunt foarte curios cum o să rezolvați, asta e marea încercare. Hai să vedem acum ciuma pensiilor speciale, cum a numit-o domnul Ciolacu. Ăsta va fi un moment foarte interesant pentru actuala guvernare. Așa este. Da. Aici de acord. Mulțumesc foarte mult, Daniel Constantin, pentru participarea în emisiunea Sub semnul întrebării în această seară. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici, dar rămâneți cu Metropola TV în câteva momente. Mădălin Ionescu Show, o ediție în care invitat este Oreste Teodorescu. O să fie o ediție foarte tare, așa că nu ratați ediția Mădălin Ionescu Show. Începem doar câteva minute aici pe Metropola TV. Noi ne vedem mâine în podcastul Highlight cu Turcescu pe canalul de YouTube Hai România al evenimentului zilei și desigur seara de la orele 20 trecute fix vorba lui Neancu într-o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării aici pe Metropola TV. Toate bune!